Nu cred că există persoane care să dorească eutanasierea câinilor. Dar nici nu putem transforma orașele într-o junglă, este replica dată de autorități ONG-urilor. După ce normele metodologice ale legii câinilor fără stăpân au fost suspendate, a început o nouă dispută între autorități și asociații pe tema eutanasierii. Unele susțin că nu mai există un cadru legal pentru problema maidanezilor, altele declară că programul de gestionare a animalelor fără stăpân se poate derula fără probleme. Târgoviștea nu face excepție și aici autoritățile continuă să adune maidanezii de pe străzi și să îi sterilizeze la adăpostul de la Ninoasa, doar că mulți dintre ei sunt adoptați de asociații de peste hotară. În timp ce ONG-urile au pornit un nou război, nu merge așa cum ar trebui programul de prevenire a abandonului, cauza reală a numărului mare de animale fără stăpân. Tot ce înseamnă câine trebuie identificat într-un fel, ori cu stăpân, ori fără stăpân, să știm exact numărul lor pe raza municipiului Târgoviște. Toți proprietarii de câini trebuie să înregistreze la medicul veterinar care le va implanta și un microchip de identificare. Astfel, autoritățile vor putea trage la răspundere proprietarul animalului dacă l-a abandonat pe străzi. Deși legea prevede și amenzi, oamenii nu se înghesuie la acest recensământ. Mulți strâmbă din nas când aud că trebuie să scoată bani din buzunare pentru microciparea câinilor.